Noi nu suntem dispuși deci să cu discutăm ei nu. Cu partidușor, dar nici cu grupul Pro-Moldova. Pentru că pe noi ne îngrijorează foarte mult că colegii noștri din acum cumva lasă de înțeles că grupul ușor, da, categoric noi nu discutăm, dar Pro-Moldova este ok, de ce nu? Dar cum să nu observe ce se întâmplă acum în Parlamentul Republicii Moldova, când absolut toate acțiunile partidului ușor, sau mai bine zis a grupului Pro-Moldova, sunt acordate, perfect acordate cu grupul Șor, când toate voturile sunt solidare, când modul în care partidul, deci, deputații din fracțiunea Partidului Democrat au plecat rând pe rând către grupul Pro-Moldova, iar pe urmă foarte solidar la o distanță de o zi, doi din cei care au fost plecat la partidul Șor. Uh-huh. Și dincolo de toate astea, uitați-vă la acest protest împotriva sechestrării Lugațcan, în care foarte frumos și solidar fracțiunea Partidului Șor, la chemarea deci fracțiunii Pro-Moldova, vine și ea la protest și așa mai departe. Pe noi ne miră o asemenea atitudine și o diferențiere a Partidului Șor și a grupului Pro-Moldova, care știe să știe bine. Am înțeles poziția noastră în privința celor două partide. Noi suntem absolut deschiși să discutăm cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Așa. Și fracțiunea sa din Parlament, cu Platforma DA. Noi discutăm, bineînțeles, cu actualii noștri parteneri, pentru că suntem într-o coaliție, vreau să vă zic că noi nu suntem la moment pentru demisia acestui guvern, pentru că, și-au spus-o, apropo, mulți și dintre colegii noștri, liderii PAS, de exemplu, au spus că nu există matematică și colegii noștri din platformă știu și ei că nu există matematică. Da, ca să demiți un guvern, dar pe urmă cine își asumă această situație în care, în condițiile de pandemie, în condiții urmării unei secete, în condițiile unei catastrofe economice care a survenit pandemiei, secetei și așa mai departe, noi lăsăm țara fără guvern sau într-un guvern interimar.